Ministrul Transporturilor a convocat ilegal adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime pentru a-i revoca din funcție pe administratori înainte de expirarea contractelor de mandat valabile până în 1 aprilie a următorului an. Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a schimbat ilegal administratorii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. Miza acestor demersuri făcute pe repede înainte o reprezintă privatizarea portului din Constanța, la fel cum s-a întâmplat în cazul marilor privatizări în defavoarea statului român de la mijlocul anilor 90. Asta mai rămase de vândut. Cine mai vinde și pe noi și gata. Asta fac democrații noștri. Ce să facem? Asta-i viața. Au vândut tot. Nu ne mai lasă nimic. Nici pământul de sub picioare nu ne mai lasă. Asta-i partidul. Asta-i partidul liberal. Astea sunt liberali. N-au fost niciodată buni. Din timpuri vechi. N-au fost niciodată buni. Acum se ceartă pe funcții, se ceartă pe... N-au un program să zică, bă, programul ăsta pentru țară, programul ăsta pentru oameni, pentru nimic. Nimic, numai pentru ei. Ce mai au de vândut? Mai au de vândut ce mai rămas. Asta e. Ce mai rămas? Portul, ce mai... Acolo, ce să mai vândă? Ne mai vindești pe noi și gata, am terminat-o. E o greșeală mare, pentru că portul Constanța a fost de când copil eram și a rămas tot portul Constanța. Dacă îl vindem și pe ăla, ce mai e atunci? Le vindem toată țara. Mai mult decât atât, dacă ministrul Cătălin Drulă dorea să convoace adunarea generală a acționarilor, trebuia să solicite acest lucru Consiliului de Administrație, care, la rândul lui, să convoace adunarea generală a acționarilor și să-i transmită subiectele incluse pe ordinea de zi. Miza este mare la acest capitol, este vorba despre aproximativ 1 miliard de euro anual. Ce mai mare prostie și greșeală care ar putea o face! Portul din Constanța e cea mai mare valoare a țării care le aduce venituri și care e, fără portul Constanța vom fi nimeni în lume. Nu vom mai avea multe, nimic. Cum? Nu-s de acord, domnule, cu așa ceva. Cum să vândă portul Constanța? Asta ar fi fenomenal. Fenomenal. Ar face greșeală. Credeți că au încercat să-și bată joc de noi prin vânzarea tuturor valorilor din țară? Categoric. Categoric bătaie de joc. Categoric bătaie de joc. Categoric. Dar eu nu știu, bătaie de joc din lipsa inteligenței sau la îndemnul alor străini. Nu știu, n-au inteligență, n-au stăpânirea de sine să țină la țara lui sau datorită influențelor din afară. Dezamăgiți de tot ce fac guvernanții, severinenii consideră că aceștia și-au bătut joc de tot ce a avut mai frumos țara noastră.